E o inițiativă foarte bună. Mi se pare că trebuie să ne mobilizăm și să ne unim mai mult ca niciodată, cu atât mai mult că vremurile nu sunt așa prielnice. Și cred că antreprenorii ar trebui să se susțină unii pe ceilalți. Plus că este și o comunitate faină, îți vin idei, te ambiționezi, devii tu mai bun, ești mult mai sociabil, faci networking. Despre asta e vorba. Ce așteptări aveți de la această inițiativă și de la acest club? Am așteptări destul de mari, dar am și temeri în același timp. Adică așteptări este tot destul de optimist și cred că se pot face lucruri frumoase dacă împărtășim informații și ne ajutăm între noi. Pe de altă parte, temerile mele sunt legate de gena noastră românească, în momentul în care suntem 2-3 și încercăm să facem ceva, posibil să nu realizăm neapărat ceea ce ne propunem. Fiind la început de drum în lumea business-ului și fiind femeie, am acceptat cu plăcere această invitație de a intra în acest club pentru a schimba experiențe și mi-am dat seama că din momentul în care am intrat în acest club, știi destul de bine că nu a fost varianta oficială până astăzi, am legat foarte multe prietenii care m-au ajutat, chiar am făcut proiecte împreună cu persoanele din acest club, ceea ce mi se pare minunat. De asemenea, mă interesează pe viitor să cresc afacerea mea și să vedem cum putem să facem acest lucru. Sunt sigură că îmi va fi de ajutor toate aceste întâlniri. Credeți că acest club aduce beneficii indiferent de domeniul în care activează întreprinzătorul? Categoric, gândiți-vă că eu fac yoga și sunt sigură că îmi va aduce beneficii, clar, pe termen scurt și pe termen lung.